Oana Radu, luptă pierdută cu fostul soț, Cătălin Dobrescu. Ce hotărâre au luat magistrații? În luna august anului 2020, Oana Radu și Cătălin Dobrescu și-au unit destinele. Artista s-a căsătorit cu antrenorul de fitness care a ajutat-o să slăbească. La doar trei ani distanță, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate și, chiar dacă la început motivele nu au fost publice, ulterior Oana Radu a făcut acuzații dure la adresa fostului partener după despărțirea care părea pașnică, a început lupta între Oana Radu și fostul soț. Artista a făcut o serie de dezvăluiri despre perioada în care ea și Cătălin Dobrescu forma un cuplu. Mai mult, cântăreața a deschis mai multe procese împotriva acestuia. În timpul căsniciei, Oana Radu și fostul partener și-au cumpărat un apartament, dar și o mașină pentru concerte, acestea fiind bunurile pe care cei doi le-au împărțit. În urma neînțelegerilor dintre ei, Cântăriața a deschis un proces ce are ca obiect, partaj bunuri comune, lichidarea regimului matrimonial. Chiar dacă dosarul a fost depus încă din luna martie a acestui an, magistrații nu au dat încă un termen pentru acesta. Oana Radu a mai deschis un proces împotriva fostului soț. Artista cere magistraților, excludere asociat. În acest dosar Cătălin Dobrescu, dar și o firmă înființată în anul 2020, ce o are ca administrator pe Oana Radu au calitatea de părâți. Acest proces având un nou termen de judecată la începutul anului viitor. Pe portalul instanțelor de judecată se mai află un proces, în care de asemenea Oana Radu are calitatea de reclamant, iar fostul partener de părât. Acest dosar are ca obiect. Pretenții După mai multe termene, magistrații Tribunalului Dol și-au dat sentința. Mai exact, aceștia au respins cererea de chemare în judecată. Artista are un termen de 30 de zile pentru a ataca decizia judecătorilor. Soluția pe scurt. Respinge excepția inadmisibilității invocată prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a părâtului invocată prin întâmpinare. Respinge cererea de chemare în judecată precizată, ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, Apel ce se va depune la tribunalul Dolj. Pronunțat azi, 22 noiembrie 2024, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.